Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Autostrada Iași-Târgu Mureș este una dintre prioritățile CNADR din acest an. Declarația a fost făcută de șeful de la autostrăzi, Cătălin Homor. La licitație, pentru că sunt mai multe faze ce vor fi scoase la licitație. Vom scoate la licitație mai multe studii de fezabilitate, printre care aș enumera Ploiești-Bacău, autostradă, da. La nivel de autostradă sau drum expres. Veți vedea care se... Care este varianta care va satisface nevoilor din zonă mai bine. Așa. Va fi Târgu Neamț, Iași-Ungheni, autostradă. Va fi Comarnic-Brașov, lotul 1, 2, 3 și 4. Vom scoate la licitație aici finalizarea proiectului tehnic și, bineînțeles, o revizuire de studiu de fezabilitate. Pentru cele enumerate e doar SF-ul sau și proiect tehnic? Tot ce scoatem va fi studiu de fezabilitate, proiect tehnic și autorizație de construire. Deci va fi un pachet. Șeful CNADR a avansat deja un termen pentru licitația privind studiu de fezabilitate și proiectarea drumului expres Ploiești-Bacău. Pentru această licitație, caietele de sarcini le avem gata, le-am trimis către Jaspers, da, fiind consultantul Comisiei Europene în România, să ne dea un punct de vedere. În funcție de răspunsul pe care îl avem, eu estimez că undeva în iunie poate fi lansată licitația. Cătălin Homor, șef CNADR. ANCAR Iași împreună cu Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autismului implementează un proiect cu scopul de a promova integrarea în școli a copiilor cu tulburări de spectru autist și a semnala aspecte concrete privind măsurile care pot fi luate pentru aplicarea legilor și respectarea drepturilor acestor persoane. Oana Pașălan, coordonatorul proiectului. Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist încearcă să reglementeze cadrul legal și să informeze toți factorii interesați în ceea ce privește integrarea copiilor cu autism în școală de masă sau în școală specială. Piedicile sunt legate de o parte de reticența profesorilor, cadrelor didactice din școlile de masă, mai puțin din școlile speciale, pentru că acolo profesorii sunt cadre didactice, sunt obișnuite cu diferite tipuri de dizabilități, dar în școala de masă există o reticență în ceea ce privește lucruri cu copiii cu autism, care provine din neștiință, din necunoaștere. În cadrul proiectului, 19 voluntari ai organizațiilor membre FEDRA au documentat cazuri de succes în integrarea în sistemul de învățământ a copiilor cu autism în 13 județe. Zeci de bebeluși din Iași nu pot fi vaccinați împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B și poliomelitei, pentru că Direcția de Sănătate Publică a epuizat vaccinul și așteaptă alte doze de la Ministerul Sănătății. În acest weekend, de pe 15 până pe 17 aprilie, la Iași are loc a 7-a ediție a evenimentului Tattoo Fest, ce include în premieră concursul de bărbi și mustăți. Legea dării în plată a fost adoptată astăzi de Camera Deputaților. Deputații au stabilit că legea privind darea în plată nu se va aplica programului Prima Casă și au majorat plafonul creditelor care intră sub incidența acestui act normativ de la 150.000 la 250.000 de euro. Românii care au achitat taxa auto își vor primi banii înapoi. Statul a încasat în această perioadă 3 miliarde de lei din taxa auto. Printr-o cerere, românii vor putea să-și recupereze integral banii. Camera Deputaților a respins legea pensiilor speciale pentru aleșii locali, în condițiile în care nu a fost întrunit numărul necesar de voturi pentru aprobare. În acest an, prima zi de Paște și ziua muncii se suprapun. Salariații cu program normal vor primi liber de la angajator doar în a doua zi de Paște, așa cum reiese din legislația muncii. Spray-urile cu Bioparox vor fi retrase de pe piața medicamentelor. Agenția Europeană a Medicamentului a observat că produsul provoacă efecte adverse grave.
Aproape 50 de milioane de euro ar fi ieșit din România către Panama, iar 286 de români ar fi fost implicați în scandalul care privește scurgerile de informații de la firma de avocatură Mossack Fonseca. Greva controlorilor de trafic perturbă activitatea pe aeroportul din Bruxelles, care s-a redeschis luna aceasta după atacul cu bombă. Un tribunal din Los Angeles va decide dacă legendara trupă Led Zeppelin a plagiat primele acorduri ale celebrului lor cântec Stairway to Heaven, după ce a fost admisă o plângere împotriva trupei britanice. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.